Hei, salutare, salutare, bine v-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator 22. Suntem aici la dealer de animale, am venit deoarece a zis că trebuie să facem curat în curte, aici să facem curat, să adunăm toate paiele și că vrea să, mă rog, să renoveze, fiecare face ce vrea. Uitați-vă și voi ce ploaie mai urâtă, dar totuși mie nu-mi place, hai totuși, uite ce arată texturile astea când plouă, hai să oprim ploaia. Îi dăm aici un F12, suntem pe Nămăloasa, așa îi spune harta, acestei hărți îi spune Nămăloasa, să ne înțelegem, da? Mergem acum unde ești, mă copile, era aici și am, ce scuze, bank, vă arăt imediat despre ce este vorba, Soleado, îi dăm aici cu soare, bank, s-a făcut odată, wow, GG, mai sunt puncte umede, cum sunt astea pe aici, dar e ceva diferit, e genial. Bun, cum am zis, ca să facem curat, ne trebuie să avem, avem aici un mod, acest mod de curățenie. O să-l cumpărăm, avem basic, care vine 500 de litri de motorină, 135 km/h, 5 tone are el pe total și 43 de tone, 210 litri. După aia avem extra 72 de mii de tone, capacitatea, după aia vine Prime, da? Sență, Ureal, a, Prime-ul și Urealul, ok, Prime 120 de tone, și un real 250 de tone. Hai să luăm pe ăsta de Prime, că nu ne interesează și costă 64.500. Îi dăm și noi că avem bani, îi dăm bang, o cumpărătură, da? Acum mergem frumos, ne desplasăm la mașinuță. Unde ești, mă, copile? Bang, frumos, auzi-o. Ia că mă luat jos, cum se poate. Ia. Cam leșinată. Să zic așa, cam leșinat, tante, nu? Mi se pare mie sau... Cum pornește? În fine, nicio problemă. Așa arată modulețul. Nu e rău. E superb. O să vă las linkul în descriere. Nu uitați, dați like, share. Comentarii, tot ce... Mi se pare că dacă fac bine, fac rău, mă rog, chestii. Dacă nu, măcar să mă susține acolo, să spuneți bravo, boșorogule, pentru că eu deja la vârsta care am, mă simt tânăr și neliniștit, dar suntem ca și în boșorog. Pentru mulți sunt boșorog, așa spun prietenii mei. Bun, hai să facem dreapta pe aici, bam, bang. Facem dreapta și după care, ce scuze, dar mai plescă și eu din gură, că sunt și eu om, am gura uscată. Așa suntem mai uscățel. Nu merge volanul, volanul n-are animație, dar asta nu e nicio problemă, n-are relevanță. Vă puneți și voi, uite, așa în față, bang, frumos. Și mergeți ca băieții. Oh, bine că te-am luat. Hai că te-am luat dacă e, nu? Păi dar ce Dumnezeu nu face noi, n-am. Zi-te, acum mie, cum fac eu cu ăsta? Mâncați aici gura ta? Că tare mai sunt și eu de la țară, dar tare mai e și el de la țară, cum era, mă? Ce? Dă-te în ceapa, mătii de idiot, că aveai loc să treci. Bine, eu sunt de vină, dar nu știu de unde coliziunea aia, toată sunt colizionează și ați văzut și voi cum era. Nu era coliziunea lui pește. Jucăria asta de, cum îi spune... De făcut curat, e de la drumul și podul, mașinuța asta de la drumul și pod... Mă, omule, eu nu înțeleg de ce are coliziune așa ceva, asta. Asta, cum mătra asta cu mine. Că se mor dacă nu... Cred că e făcută să meargă pe marginea drumului. Ia treci, mă, pe marginea drumului tu. Păi fetiță, păi treci pe aici. Are, cum îi spune... E automată. E automată, are 135 km, bineînțeles că eu, după ce o prezint, o să o trântesc manuală. Și mai modificăm capacități, mai punem aici oglinzile alea care sunt aici, trebuie să apară și oglinzile astea, că altfel nu se poate. Găsim noi din ce facem două, trei bucăți de oglinzi, unde ești cu metri. Pe aici era, cred că pe aici era, nu era pe aici, pe aici era, ba da, uite acolo și se vede deja. Hai, uite ce-l vin ăștia, merg cu viteză mare și mic, îi arunc în aer. Eu îi arunc în aer, dacă nu-i aruncați voi, eu îi arunc. Dați voi și voi aici, scoborăm puțin, vă arăt puțin bălțile astea cum arată. Uite și tu aici. Loot, tată. Lootul de pe lume. Deci, degeaba nu ies eu la Nămăloasa. Tăticule, suntem la Nămăloasa. Care nu știe cu ce se mănâncă Nămăloasa, e pe în zona Moldovei, pe acolo, pe la, în zona Galațului, zona Moldovei, am zis, nu Moldova, pentru Moldova e distinctă, e diferită de ceea ce vorbim. Dar bun, aici, frumos, după ce o luați, poate, dacă descărcați modul, nu dați V, nu dați, când nu merge, B, dacă dai B, pornește. Uitați-vă și la animațiile, cum se învârt frumos, dar nu coboară. Trebuie să dai prima oară X, coboară jos, ați observat?
și îi dai B. Păi ce-i da B, frumos, poți deschizi asta dacă îi dai N, să deschide capacelul, numai că la capacitatea care o are nu o să vedeți nimic înăuntru, pentru că eu am probat, am ajutat cu ea să văd cum merge, cât de cât, înainte nu putem să facem chiar așa. De-alu, are foarte multă capacitate și de-abia trebuie să bagi calul menea ca să înceapă să apară. Hai, ia un loc, ia un loc, ne-au vidu, ia un loc, ăla e tat. Perfect, perfect, da. Așa. Terminăm aici de curățat și după aia merge și vinde și paiele, luăm și noi un bănuț, mai facem și contractul ăsta cu omul. Da, vreau să rămân bine cu el, că trebuie și mie mai de aici în viitor, o să-mi trebuiască și mie o cărniță, o văcuță, știi cum suntem noi românii. Ne dăm bine pe lângă cei care o să știm că mâine avem de câștigat, că de nu, niciodată nu să stăm pe lângă nimeni. Ai frumos, dă-i boșorogule, pang, frumos, așa, tată. Terminăm aici frumos, mergem, le vindem, mai mult sau mai puțin, cam știu pe unde trebuie să le vindem, îi dăm mare jihad. Uite, vezi, a început să apară, a apărut, uite unde apare și tu, uitați-vă și voi unde apare aceste chestii, e chiar frumos. A, da, de ce așa ceva? Vedeți și voi cum apare? După aia vă luați de mine, uite cum crește aia. Mai bine o făcea din interior în interior, dar na, asta e. Înțelegeți? Să crească din interior în exterior, mă refer. Nu din interior, pardon, acum e din interior, din exterior, în interior. Și se vedea mai GG. După aia creștea încolo, nu avea nicio treabă cât era dat, probabil. Nu știu dacă așa a vrut să o facă sau nu s-a uitat, dar nu-i rău. O să dați și voi, sigur o să-i lăsați, mulți dintre care vă cunosc sunteți, deci o să-i lăsați un link, un like, poate un dislike, de ce nu? Să închidem trapa. Pentru că modul e genial. O să vă las modul în descriere, cum am zis, linkul, pardon. O să intrați la comentarii, dacă nu reușiți să-l descărcați și cu tare, o să mă întrebați pe mine cum l-am descărcat. Îmi lăsați comentarii acolo și eu o să vă ajut cu cea mai mare plăcere. Bun, am terminat aici, am curat, nu? Da, e curat, perfect, hai să-i dăm aici frumos un X. Un X, pardon, și eu, că suntem în Spania, tata, ne suntem, genial, ce să vorbim noi. Uite cum stă băiatul acolo, stă ca bossul. Bărbosul stă ca bossul. Deci era pe aici, bă, pe aici, pe în spate, nu pe strec, nu? Acolo trebuie să iau. Le-au luat pe, știu, gata, o iau pe aici, bang, bang, pe drumurile. Era drumurile noastre toate, păi și tu pe aici dreapta, poți moșului. Am adus pe partea mare. O iau pe de-a drept. O luăm pe de-a drept, că nu ne place, tată, să călărim toate terenurile. Chiar dacă nu e terenul nostru, mie îmi place. Să-i dau, tată, în guriță, ca băieții. Deci, mașina e superbă. Ca să faci curat, păstrezi, e genială. Îmi place la nebunie. Merge frumos, are două tobe de eșapament. Lumini cât cuprinde, lumina are cât cuprinde, ați văzut? O, ce aici? Păi, lux, asta noaptea e, știi cum e? Îi prinde lumini, e superbă. S-a murdărit ca repede, dar nu-i rău. Asta o să o vedeți că o să o bag pe la mine la Seini și o să o bag să facă curat pe stradă. Punem să facă curat pe stradă, că de nu, e jale. Nouă ne trebuie, cum îi spune, ne trebuie ceva de genul să facem curățenie. Mă, pe aici era, cred că, pe aici era, da, ieșim de la șosea, da, pe aici. Mergem în față frumos și ce vindem, cum spune astea, păiuțele. Mai avem de făcut curat, mai este una pe aici, nu mai știu dacă aici sau mai în spate, e o din asta de zi să-i zic, cum îi spune zi să-i zic. Ba, am un lapsus acum, cum îi spune, mă? La de trestie de zahăr, la fabrica de trestie de zahăr și acolo trebuie să mergem. Aici era în stânga, cred că aici era în stânga, da. Facem stânga frumos ca băieții, m-am ridicat, le-am sus, le-am ridicat sus, periuțele, să mergem pe margine, că ați văzut unele coliziunea. Nu vă lăsați încrezători. Bine, e și lata asta, pentru șoselele astea sunt cam lată, da? Soarta. Uitați-vă și voi ce urme au făcut ăștia aici, așa de, i-au zăpăcit cu camionilor. Auză. Ce frumos merge. Bă, și unde era? Era peste drum. Aici n-am să facem la stânga, nici la dreapta. Facem așa, frumos, așa, așa, dreapta. Facem dreptul leanu, pe aici, avem pare, avem să oprește, auzi, că stop, pare. Op, stai acolo, cum e, stai acolo, că te dau. Bă, eu am prioritate, mă, omul, eu am prioritate, mă. Unde trăiești? Trăiești în România? Facem stânga acum, pacilea,
Și am ajuns la destinația unde o să vindem noi păioasele. Frumos, vă arătam și animația care are la descărcare. Nu e rea, e frumoasă animația, trecem pe cântar. Unde e? M-a văzut Grigorie? Grigorie, m-ai văzut, mă? Câte toneam? N-au mai văzut. Avem 2600 de paie și cu 5 și ceva de asta, avem 7 și ceva. Așa, uite, o stă băiatul ca boss-ul, stă acolo. Bang, dăm puțin mai în față. Și acum îi dăm un Julian. Bang, frumos, uitați-vă și voi. E superbă animația. Nu e rea. Cilindrii, are 2 cilindri pe margine. E superbă. Bac. Acolo cu aia ai cam... Lasă de dorit, dar nicio problemă. 2743 de coconați a luat boșorogul din... cum spune... Din paie. Nu uitați, link-ul în descriere, de la, vă trimit la Chimod, de unde l-am luat eu. Și... like, share și comentarii. Până data viitoare, v-am pupat. Eu sunt Ovidiu. Ciao, ciao!